Ești noi pe banca de rezerve. Vorbim aici despre croatul, olandezul de origine croată, Damian Djokovic, și de atacantul Paul Batin, revenit după un împrumut la CFR Cluj. Începe confruntarea așadar dintre CFR și ACS Poli Timișoara, în alb formația oaspete, pregătită de Valentin Velcea. O pasă acum a lui Sheroni pentru fundașul dreapta Florin Ohai. El era unul dintre jucătorii nominalizați de Mircea Rednic, spunând antrenorul CFR-ului la conferința de presă că Timișoara are, chiar dacă este o formație nou promovată, are câțiva jucători experimentați. Florin Ohai a prins multe meciuri în prima ligă, în special la Ceahlăul Piatra Neamț, dar a mai jucat în prima ligă și pentru Gazmetan Media. Sheroni trimite acum în fundașul lui stânga Marović. A încercat Nicola să lase mingea să treacă, însă în spatele său se afla Javier Velaios. Mircea Rednic, obiectivul său este unul cât se poate declar, să câștige titlul, cel al lui Vali Velcea să mențină formația în prima ligă. Velcea a reușit două promovări consecutive, este o performanță aceasta și merită lăudată. Repune de la margine CFR-ul acum prin Velaios, minge trimisă pentru Felice Piccolo, fotbalist care a jucat un sezon pentru Juventus. E vorba de sezonul 2006-2007, atunci când Juve s-a aflat în Serie B. Cadu acum pentru Piccolo. Primește Camora. Reușește să păstreze acolo balonul unul dintre jucătorii proaspeți, să spunem, de la CFR Cluj. Este vorba de Ogbuciuca. Vedem și, am văzut puțin mai devreme, și grupul de suporteri care au venit de la Timișoara pentru această partidă. Este vorba de 40 de fani ai bănățenilor. I-am văzut și pe fanii care formează galeria trupei gazdă. Aproximativ 3.000 de spectatori în acest moment pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, la primul meci al CFR-ului din noul sezon pe teren propriu. Pasă a lui Cadu și este poziție de offside, în care se afla Robert Ma, un atacant francez pe care îl cunoaștem deja, pentru că a venit în ianuarie în acest an la CFR. Dacă am văzut bine, este o greșeală făcută de asistent, de Stelian Slabu. Nu cred că se afla în poziție de offside Robert Ma puțin mai devreme. Repunere de la margine acum pentru gazde. Acesta este Florin Ohai. Pentru oaspeți, desigur, este repunere de la margine. O prelungire a lui Sechei. În spatele său se afla însă doar Piccolo. Degajează mingea italianul către Robert Ma. Respinge Marović. Un balon trimis pentru Nicola. Robert Ma câștigă duelul. Să vedem. Este out pentru CFR Cluj. Formație care a remizat cu FC Botoșani în prima rundă, deși a avut încă din minutul 9 avantaj din punct de vedere numeric, după ce unul dintre fundașii formației botoșenene, Ciprian Dinu mai precis, a fost eliminat. Însă CFR-ul nu a știut să profite de acest lucru, chiar dacă în minutul 27 Mircea Rednic făcea o schimbare cu caracter ofensiv, scotea unul dintre mijlocașii defensivi, este vorba de Lazlo Sepsi, și introducea un atacant, este vorba de Capetanos. Apropo de Capetanos, el nu a fost inclus în lotul pentru această partidă, vă voi da amănunte puțin mai târziu. Sechei acum la minge, este atac periculos al oaspeților. Sechei, și este prima mare ratare acestei partide. Sechei foarte aproape să înscrie. Sabolc Sechei a fost unul dintre atacanții importanței Timișoarei și în sezonul trecut în Liga Secundă. În secundă atunci a marcat 7 goluri. Principalul marcator a fost colegul său Boldea, cu 8 reușite. Cât de aproape a trecut mingea de bara din dreapta lui Mario Felgueiras. Vorbeam despre situația lui Capetanos, nu a fost inclus în lotul pentru această partidă și se spune că va fi lăsat să plece după ce CFR-ul a adus mai mulți atacanți în această vară. Primește acum mingea Robert Ma, vine la învăluire Velaios. Ma centrează cu stângul, prinde Luno Claro. 6 ani a petrecut la CFR Cluj, chiar în vară a plecat de la formația clujeană. A strâns 77 de partide pentru CFR, cu siguranță este un meci special pentru el. Nu a plecat în cele mai bune condiții de la CFR, la un moment dat a fost exclus din lot. Felgueiras pentru Cadu, începe un nou atac al CFR-ului, este minutul 6 al întâlnirii.
Velaios. Pasa spaniolului este pentru Tate. Tate, un vârf puternic, reușește să scoată lovitura liberă după duelul cu un alt jucător solid, un alt jucător puternic, este vorba de Scheroni. Scheroni are 1,94 m. Tate nu este nici el un tip scund, are 1,88 m. Vor fi cu siguranță multe dueluri interesante între cei doi de-a lungul acestei confruntări. Lovitură liberă pentru formația gazdă. Pasează Voiculeț, aflat la debut pentru Velaios. Șut peste poarta al spaniolului, un șut care provoacă aplauzele fanilor CFR-ului. Velaios a jucat pentru a treia echipă și pentru formația secundă a celor de la Real Madrid, după ce a evoluat pentru toate formațiile de juniori. Însă a fost convocat și la prima formație a Galacticilor în mandatul lui Juan de Ramos. Degajează Nuno Claro. Sechei, poate fi o nouă incursiune periculoasă, pasă pentru Bărbuț, unul dintre eroii din meciul cu Dinamo, Nohai. Nohai s-a aflat în duel cu Florin Costea. Baronul este trimis acum de Trandu către Scheroni, Marović, Boldea. Pasa lui Boldea este pentru Bărbuț, un jucător cu o viteză deosebită. Să vedem pasa lui Bărbuț, centrare pentru Sechei și este gol! Gol pentru Timișoara în minutul 7, la a doua încercare. Savul Sechei reușește să marcheze. A fost păcălit de traiectoria balonului Felgheiraș și Sechei marchează primul gol al acestei serii. La cum a început această partidă, sunt sigur că ne așteaptă un meci foarte, foarte spectaculos. Încă o dată faza construită de trupa lui Vali Velcea. Iată pasa lui Bărbuț și apoi centrarea lui Trandu pentru Sechei. Nu știu dacă a vrut neapărat să centreze. Trandu nu a lovit mingea cum și-a dorit. Până la urmă s-a transformat într-un assist pentru Sechei, care a câștigat acolo duelul cu un jucător mai înalt, cu Felice Piccolo. Am văzut și ieri în meciul dintre Gaz Metal Media și FC Botoșani o fază asemănătoare cu un duel câștigat de Cârjean în fața lui Mădălin Ciucă, un duel în urma căruia FC Botoșani a reușit să marcheze golul victoriei prin Otila Hadnaki. Este repunere de la margine pentru Timișoara, care a început excelent această partidă. Ratare mare a lui Sechei în minutul 4, apoi a venit golul din minutul 7. Repune Florin Ohai pentru Sechei. Ovidiu Petre este acolo, bună pasa lui Ovidiu Petre, nu, până la urmă a fost una greșită, a degajat Piccolo. Ohai pentru Trandu, primește acum fundașul stânga Marco Marović. Marović a mai jucat în România pentru Gaz Metan Mediaș. Mediașul a plătit în 2009 pentru a lua pe Marović 100.000 de euro. Repune Marović pentru Boldea. Vă spuneam despre Boldea mai devreme că a fost golgeterul Timișoarei în Liga Secundă cu 8 reușite. Timișoara promovat de pe poziția secundă a seriei a doua. A terminat la 3 puncte în spatele coroanei Brașov, însă iată că brașovenii și timișorenii au cel puțin până în acest moment evoluții diametral opuse. Corona a înregistrat aseară a doua înfrângere, după cea cu Oțelul Galați a pierdut și la Piatra Neamț cu Ceahlăul. Rămân în pressing, rămân sus cei de la CFR Cluj, încearcă să recupereze balonul cât mai repede. Acesta este Cristi Scutaru, revenit la Timișoara după o experiență la Dinamo. A prins foarte puține meciuri în trupa albroșie. Acum Sechei n-a reușit să țină balonul în teren și este repunere pentru CFR Cluj. Pasează Piccolo. A încercat să oprească balonul Florin Costea. Nu a reușit. Mingea rămâne totuși în posesia gazdelor. Obiora pentru Voiculeț. Șutează Voiculeț pe lângă poartă. Al doilea șut spre poarta lui Nuno Claro. Dacă prima oară Velaio s-a trimis peste, acum Claudiu Voiculeț, aflat la debutul pentru CFR Cluj, trimite pe lângă. Voiculeț a semnat un contract pe 3 ani cu
CFR Cluj. Se spune că formația clujeană, în afara lui Nicoară, trimis la Pandurii Târgu Jiu, cedat definitiv la Pandurii Târgu Jiu după ce a fost împrumutat la această formație, a plătit în schimbul său și suma de 200.000 de euro. Voiculeț, un mijlocaș central la care ține foarte tare Mircea Rednic. O pasă trimisă acum de Boldea pentru Trandu. A respins balonul Obiora. Luptă din nou pentru balon Obiora. Este unul dintre jucători importanți ai CFR-ului în acea zonă a terenului, Obiora. Să nu uităm, de la CFR Cluj au plecat doi mijlocași defensivi, printre alții Gabi Mureșan și Bakary Sare. Mureșan a ajuns în campionatul Rusiei, în vreme ce Bakary Sare s-a transferat în Croația la Dinamo Zagreb. O pasă acum prea puternică. Era vizat Ogbu Ciuca. Ambele formații au făcut câte un transfer în această săptămână. La CFR Cluj a ajuns Gabioneta, un fotbalist împrumutat de la Parma, în vreme ce Timișoara, am putea spune, l-a readus pe Goropsov, un fotbalist care a mai jucat în Banat. Ultima oară la o echipă din Italia, din ligile inferioare, la Nocerina, acest Goropsov. Bărbuț, iată ce viteză are Bărbuț! Să vedem decizia, să vedem decizia arbitrului. Jocul este lăsat să continue, a fost acolo un tackling întârziat. Este o fază discutabilă și o fază pe marginea căreia se va vorbi probabil. La pauză și la final este Digi Sport Special, vă așteaptă Vali Moraru și invitații săi. Încă o dată, recuperarea lui Bărbuț a fost o neglijență a lui Camora, pătrunde în careu, centrează, apoi vine tehnicul lui Felice Piccolo. L-am văzut pe Bărbuț cum s-a uitat spre arbitrul asistent, spre Cristian Nica, aștepta ca acesta să indice ceva. În fine, iată și dintr-un alt unghi faza, cu pătrunderea lui Bărbuț. Într-adevăr, are o viteză deosebită acest fotbalist, Bărbuț. Un jucător care până în această vară câștiga, pentru cei care cred că toți jucătorii sunt plătiți regește, 50 de euro pe lună. E drept, vorbim despre un jucător foarte tânăr, dar în același timp și despre un internațional de juniori, fost internațional de juniori. O pasă acum a lui Scutaru, prelungește Nicola pentru Seche, a respins Cadu Obiora către Piccolo. Primește balonul Mario Camora. În sezonul trecut l-am văzut jucând și ca mijlocaș stânga pe Mario Camora și s-a descurcat și în poziția respectivă chiar în meciuri de UEFA Champions League. Recuperează din nou oamenii lui Vali Velcea și în această seară Timișoara este o echipă extrem de determinată, o echipă cu o atitudine bună. Piccolo. Voiculeț către Florin Costea, faultat de Ovidiu Petre. Fără dubii, Ovidiu Petre a jucat foarte bine contra lui Dinamo, a avut foarte multe intercepții, a fost agresiv, însă în sens pozitiv, a recuperat multe baloane. Florin Costea va executa această lovitură liberă, a demonstrat o formă extraordinară în meciurile de pregătire. CFR Cluj l-a adus liber de contract. Florin Costea a marcat unul dintre golurile din cea mai prețioasă victorie din amicale pentru CFR, un meci de pregătire cu Celtic, formație care a ajuns în sezonul trecut în optimile UEFA Champions League. A fost 2-1 atunci pentru CFR. Florin Costea este unul dintre jucătorii aflați lângă minge. El este cel care execută. Balonul este prelungit pe spate, dar nu mai ajunge la minge. Felice Piccolo. Este până la urmă lovitură de la colț. Arbitrul Iulian Dima consideră că mingea a fost deviată și de un fotbalist timișoren. Nu s-a pornit o furtună, dacă auziți un zgomot ciudat, pur și simplu spectatorii încearcă să-i stimuleze pe fotbaliștii lui Mircea Rednic. Mingea este la marginea careului, șutului Cadu este în blocaj. Voiculeț acum, Voiculeț nu-l poate depăși pe Sechei. Vali Velcea are de reproșat ceva unuia dintre jucătorii săi, probabil se aștepta ca lângă Voiculeț să apară mai repede cineva.
Camora repune acum de la margine. Obiora, Trantu către Nicola. Nicola aproape că ieșise dribling-ul în fața lui Robert Ma. O centrare, minge ajunge în brațele lui Felgueiraș. Centrarea aparținut.